că astăzi băieții noștri vor face un joc bun și vom avea parte de prima victorie în campionat pe teren propriu. Hai CSM Alexandria! Cele două echipe își facă prezența pe teren în fața dumneavoastră. Haideți să aplaudăm cele două formații în componenta următoare și ce complete de oaspeții cu numărul 2 pe cecutul cu Itofan și Sturga 6 cu 220 cu echipii o destrepare și de răsesc cu 20 un Buhațianu 9 de Iusu și 9 Angelor cu Angelorul echipei pentru aceste mea Alexandria 12 Cristică 21 Nicola 25 Băican 9 Nedelea 3 Dupaica 8 Stancu 11 Cinea cu 23 Perjiu 10 Jertea 24 Cretu și 19 Doutoia antrenorul echipei Stefan Odoroabă jocul condus de arbitru Sorin Vădana din Cujna joc ajutat de Stefan Dumitraite din Dracova și Iorel Sondre din București, arbitru de rezervă Alexandru Despina București, observator pentru arbitru Ion Volteanu București și Marian Lumânare de asemenea din București. Haideți să sperăm că va fi un joc spectaculos în care vom vedea o CSM Alexandria cât mai competitivă și la final să avem parte și de primul și de pe teren propriu.
Insieme a Alexandria, vrei să te iasă? Bună ziua, dragi iubitori ai fotbalului și bine v-am găsit! Sunt Alexandru Zmeu, iar de la această oră vom urmări împreună de la Turnul Măgurele partida dintre CSM Alexandria și FC Argeș. Meșe face parte din runda cu numărul 7 a Ligii Secunde. Este prima confruntare directă între cele două echipe, să facem cunoștință și cu loturile. Începem cu aspeții de la FC Argeș. Eugen Beța începe cu Andrei Bucur în poartă, jucători de câmp Andrei Tofan, Grigore Turda, Mario Tudose, Facundo Riții, Andrei Panait, Alexandru Răuță, Laurențiu Rădescu, Valentin Buhăceanu, Bogdan Rusu și Milko Angelo. O schimbare făcută de Eugen Beța față de ultimul meci al celor de la FC Argeș. Apare în teren Valentin Buhăceanu, trecut rezervă Florin Haidă. De partea cealaltă, Ștefan Odoroabă începe în poartă cu Iosif Cristică, jucător de câmp Alexandru Nicola, Alex Baican, Gabriel Nedelea, Robert Lupoaică, Mihai Stancu, Cosmin Neagoie, Ciprian Perju, Robert Jerdea, Gianni Crețu și Gabriel Dodoi. Spuneam, este prima confruntare directă între cele două echipe. CSM Alexandria caută primul succes pe teren propriu, în timp ce FC Argeș caută primul succes în deplasare în acest sezon. Piteștenii au reușit să câștige etapa trecută și să spargă gheața în meciul jucat pe teren propriu cu Unirea de aici. Iată-l aici pe Rădescu, a fost călcat și va fi lovitură liberă pentru FC Argeș. Arbitru acestei partide va fi Sorin Văduva din Cluj-Napoca, ajutat la cele două tușe de Ștefan Dumitrache din Prahova și Viorel Dobre din București. Arbitru de rezervă este Alexandru Despina, iar observatorul de joc este Ion Olteanu. Este un meci cu impact emoțional pentru șeful centrului de copii și juniori. Este vorba de Bogdan Vișan, cel care a evoluat la sfârșitul anilor 90 aici la Alexandria, pe când echipa se numea Rulmentu Alexandria. Iată o acțiune bună pentru FC Argeș! Datare a lui Alexandru Panait. Andrei Panait, așadar prima ocazie pentru FC Argeș. În minutul 2 vom beneficia de o lovitură de colț. Se pregătește să execute Bogdan Rusu. Iată un executant surpriză. Vine centrala lui Rusu, boxează Iosif în afara terenului, va fi aruncare de la margine pentru FC Argeș. Început bun de partidă pentru piteșteni, care încearcă să-și conserve statutul de favorită. Repune de la margine Facundo Riții, sudamericanul pentru Angelov. Din nou Angelov, foarte bine protejează Buhăceanu, cere o lovitură liberă, însă arbitrul face semn că jocul poate să continue. Turda pentru același Riții, greșește preluarea argentinianul și va fi posesie pentru CSM Alexandria. CSM Alexandria pe locul al 17-lea înaintea acestei partide, cu doar 4 puncte. De partea cealaltă, FC Argeș pe locul al 11-lea cu 7 puncte. Însă Alexandria a reușit două rezultate surprinzătoare în acest sezon. A reușit să învingă la Concordia Chiajna și a reușit să facă un egal pe terenul Stelei. Iată acțiune mai bună, greșește Turda. Recuperează gazdele Dodoi pentru și foarte bine a respins Riții la centrarea lui Robert Jerdea. Fază fixă și pentru echipa din Telorman. Va executa Cosmin Neagu această lovitură de colț de pe partea dreaptă. Vine centrarea la prima bară, respinge Mario Tudose. Vali Buhăceanu a reușit în prima fază să câștige duelul. Iată-l din nou pe Riții. Și poate fi situație bună de contraatac pentru FC Argeș. Bogdan Rusu în partea stângă, caută sprijin, joacă pentru Buhăceanu, reprimește Bogdan Rusu, vine centrarea, însă este blocat, iar FC Argeș obține o nouă lovitură de colț.
Piteștenii au reușit să marcheze în acest sezon 3 goluri din fază fixă. De această dată nu mai execută Rusu și o face Rătescu. Celebrele dueluri din careu se întârzie executarea acestei lovituri de colț. Până la urmă se aude fluierul arbitrului. Vine centrarea lui Rădescu, e bună, Turda, gol! 1-0 pentru FC Argeș. Spuneam, piteștenii sunt specialiști la fazele fixe. Deschide scorul capitanul formației piteștene, Grigore Turda. Minutul 5 așadar, deschidere de scor la turnul Măgurele. Marchează Grigore Turda. Foarte bună însă centrarea lui Rădescu. Este primul gol al lui Turda din acest sezon. Și acum să vedem replica elevilor lui Ștefan Odoroabă. Cei din Alexandria erau foarte încrezători înaintea acestei partide și spuneau că vor juca în 12, deoarece vor avea publicul de partea lor. Dar vedem până în acest moment, fondul sonor este asigurat de băieții din Peluza Sud, acelor de la FC Argeș. Veniți să susțină favoriții și la această partidă. Baican combină cu Nedelea. Nedelea o minge acasă până la Iosif Cristică, portarul celor de la Alexandria. De la această oră se joacă practic grosul etapei. În afară de această partidă mai avem încă 6. Vă voi ține la curent și cu scorurile, cu evoluția scorurilor. Se mai joacă ACS Viitorul Târgu Jiu, Corvinul Hunedoara, Chindia Târgoviște, CSC Dumbrăvița, CSM Mioveni Progresul Spartac, CSM Reșița Concordia Chiajna, Metalul Globus Ceahlău Piatra Neamț și Tunari Csíkszereda. Până în acest moment, în această partidă s-a marcat singurul gol. Tofan. Pune Tofan de la margine, minge spre Angelov. Angelov a protejat foarte bine acolo Ciprian Perju, însă greșește pasa și va fi un nou corner pentru FC Argeș. Să-l vedem din nou pe Bogdan Rusu. Vine centrarea lui Bogdan Rusu, din nou în mijlocul careului. A căzut acolo Mario Tudose. Se cere penalti. Însă FC Argeș va beneficia de o nouă lovitură de colț. Între timp, Viitorul Pandurii Târgu Jiu deschide și a scorul în meciul contra celor de la Corvinul Hunedoara. Să-l vedem din nou pe Rădescu. Rădescu boxează Iosif Cristică. Bogdan Rusu încearcă să retrimită mingea spre careu. Tofan nu se complică și trimite în out. Andrei Costel Tofan, unul din veteranii acestei echipe, putem spune. Minge spre Dodoi. Tofan cere offside și aici este un foul făcut de Panait. Acum a fost Dodoi, mai devreme a fost Neagu Cosmin. Supărat pe arbitru Andrei Panait, experimentatul mijlocaș defensiv. 34 de ani pentru Andrei Panait. Revenit la FC Argeș după ce în ultimul sezon a evoluat pentru CSM Mioveni. Se resimte Dodoi. Reclamă.
Gabriel Dodoi, haideți să încurajez, să strângem de vorba de ceva grav. S-a ridicat Gabriel Dodoi, va fi lovitură liberă pentru Alexandria când am intrat în minutul 10. Vine șutul mult peste poartă al lui Cosmin Neagu. Mario Todose spre Buhăceanu, foarte bună devierea lui Buhăceanu pentru Rusu. Greșește pasa Rusu, l-a căutat pe Angelov. Însă greșește și Taylor Mănini, Tofan întoarce pentru Bucur. Bucur i-a cam luat locul lui Cătălin Straton în poartă, a luat locul de titular după evoluțiile foarte bune din ultimul timp. Ultimul meci în care Cătălin Straton a apărat a fost în înfrângerea contra celor de la Chindia Târgoviște. Atunci fostul portar al celor de la FCSB Dinamo și Rapid a făcut o greșeală imensă prin care oaspeții au reușit să deschidă scorul. Andrei Bucur a debutat în poarta piteștenilor în înfrângerea 1-0 în Cupa României contra celor de la FC Bihor. Și dacă tot am adus vorba de Cupa României, aici la Târgu Măgurele va veni CFR Cluj joi de la ora 18:30, așadar Alexandria debutează în Cupa României contra fostei campioane. Minge ce lovește în spate pe arbitru. Minge de arbitru. Mihai Stancu joacă în spate. Baican, lung de linie. E blocat foarte bine acolo Robert Jerdea. Dodoi nu scoate nimic din această fază și va fi doar repunere din careul mic pentru FC Argeș. Se pregătește Andrei Bucur să repună această minge în joc. Reveni și el la FC Argeș după ce sezonul trecut a fost împrumutat în Liga 3-a la Unirea Ungheni. Este un jucător de doar 20 de ani. Rusu deviere pe spate, Angelov. Mario Tudose câștigă și el duelul. Panait pune bine corpul. Zonă liberă pentru Tofan, care poate să accelereze. Pasă spre Rădescu. Să vedem dacă va reuși să țină minge în teren. Nu reușește acest lucru. Va fi repunere pentru Alexandria. Între timp s-a deschis scorul în mai multe partide. Mioveni a reușit să deschidă și a scorul în meciul cu Progresul. Ceahlăul Piatra Neamț a făcut și același lucru în duelul cu Metaloglobus, iar CSM Reșița o conduce pe Concordia Chiajna. Un rezultat surprinzător acolo. După cum știm, Concordia Chiajna este una din candidatele la promovare, cum și FC Argeș este de altfel. Iată aici o acțiune cu Angelov, care încearcă un șut pe lângă poartă. Iosif Cristică se pregătește să degajeze. Jucător a ajuns aici la Alexandria de la Unirea Slobozia în vara anului 2017. Faulta lui Bogdan Rusu asupra lui Alex Baican. Lung de linie spre Dodoi. Dodoi întâmpinat de Riți, până la urmă alege să întoarcă pentru Mihai Stancu. Mihai Stancu încearcă să schimbe direcția de atare, recuperează foarte bine Andrei Tofan. Iată-l pe fundașul dreapta, pasă pentru Bogdan Rusu, se descurcă excelent Bogdan Rusu între doi adversari, vine să-l ajute Ionuț Rădescu. Va fi out pentru FC Argeș, vedem o combinație între
doi foști jucători ai celor de la CS Mioveni. De altfel, FC Argeș a adus foarte mulți jucători de acolo. Tofan, Carambol, Rusu pentru Panait, greșește Panait pasa. Foarte bine câștigă Turda duelul, Răuță. Frumos efortul lui Dodoi. Tofan, Panait, Rădescu. Din nou aud pentru FC Argeș, câștigă metrica la rugby, că tot avem și Cupa Mondială, la care participă și România. Aruncă Tofan lung pentru Angelov. Angelov întoarce până la Rădescu. Rădescu intră în interior. Schimbă pentru Facundo Rizzi. Rizzi încearcă un șut bun. Mingea se duce pe lângă poartă. Din nou își fac prezența și suporterii celor de la FC Argeș. Vedem până acum Eugen Beza. Pare că a găsit formula câștigătoare. A reușit să deboteze ca antrenor principal cu o victorie, spuneam etapa trecută, 2-0 contra Unirii Deși. Iar acum formația sa conduce și aici la Alexandria. Vedem, se schimbă decizia aici. Inițial se dăduse aruncare de la margine pentru Alexandria. Arbitrul de centru acordă aruncare de la margine pentru FC Argeș. Pentru piteșteni urmează etapa viitoare, testul suprem, atunci când vor întâlni pe teren propriu pe CSC Schellimber. Singura echipă neînvinsă în acest sezon de Liga a doua. Liderul Ligii Secunde a reușit să învingă ieri pe Gloria Buzău în meciul ce a deschis etapa. Atunci sibienii s-au impus cu scorul de 2-1. Echipa lui Claudiu Niculescu însă nu are drept de promovare, exact cum nici CSM Alexandria. Iată-l aici pe Gianni Crețu, fostul jucător al celor de la FC Argeș, faultat de Răuță, un duel între doi foști dinamoviști. Bate repede Gianni Crețu, însă greșește total această pasă Dodoi. Spuneam, Gianni Crețu a jucat sezonul trecut la FC Argeș și a strâns 17 apariții în tricoul alb-violet, însă nu a reușit să marcheze. Tofan minge în adâncime pentru Angelov. Stă foarte bine Alex Baican și respinge în out. Același Andrei Tofan se pregătește să arunce de la margine. Răuță. FC Argeș are un mijloc cu experiență, atât Andrei Panait cât și Alex Răuță, sunt jucători trecuți de 30 de ani, iată-l pe Buhăceanu, Buhăceanu intră în care și se dă simulare, va fi cartonaș galben pentru Valentin Buhăceanu. Notăm așadar primul cartonaș galben al partidei în minutul 18, Valentin Buhăceanu este jucătorul cel încasează. Este a doua oară când Buhăceanu forțează o lovitură de la 11 metri, iar de această dată n-a mai fost iertat de centralul partidei. Angajare lungă a lui Cristică, Tudose, Rizzi, un luft acolo al fundașului stânga. Nevoit să întoarcă Stanco Mihai. Ne apropiem de minutul 20 al partidei. În continuare, FC Argeș conduce cu scorul de 1-0 după golul marcat de Grigore Turda. Vedem, combină fundașii centrale ai Alexandriei, încercând să găsească ceva spațiu. Iată aici o minge lungă, la care nu mai ajunge Gabriel Nedelea.
Nu se grăbește Andrei Bucur. Spuneam, este prima confruntare directă între FC Argeș și CSM Alexandria. CSM Alexandria nu a jucat niciodată în istoria sa în prima divizie. Cel mai aproape să promoveze a fost în sezonul 1981-1982, atunci când echipa din Tellerman a terminat pe locul al treilea. Centrarea lui Tofan, l-a căutat pe Rusu, greșește Răuță. Minge la decarul Robert Gerdea. Mai departe pentru Gianni Crețu. Vine centrarea lui Crețu. Foarte bine Tofan din fața lui Dodoi. Vedem o primă acțiune mai legată a echipei gazdă. Repunere lungă. Dodoi a încercat o deviere spectaculoasă. Greșește aici Tudose. Pasa spre Angelov. Angelov cum necum a reușit să ajungă golgheterul echipei. Până acum el este golgheterul celor de la FC Argeș. Bulgarul a reușit să marcheze de 3 ori pentru alb-violeți, după ce sezonul trecut a făcut-o de 16 ori pentru FC Brașov. Bună pasă aici, poate veni centrarea. Vine centrarea. Tofan respinge în corner, a cerut fault doiarul formației piteștene. Corner de pe partea stângă. Va executa Cosmin Neagu. Vine centrarea lui Neagu. Respinge de la prima bară Angelov. Riții, pasă spre Rădescu. Însă stă foarte bine Gabriel Nedelea. O nouă minge greșită și va fi o nouă repunere de la margine pentru FC Argeș. Repune Riții pentru Mario Tudose. Iată-l pe fostul jucător al Benficăi. Mario a petrecut 4 ani la Academia celor de la Benfica Lisabona, însă nu a reușit să ajungă la echipa mare, a jucat însă pentru echipele Under 17 și Under 19. Iată-l din nou pe Mario Tudose. Riti pentru Angelov, bună devierea lui Angelov din prima. Buhăceanu întoarce spre același Angelov. Situație bună pierdută aici de FC Argeș. Răuță pentru Tofan. Vine centrarea lui Tofan în zona unde se afla același Buhăceanu. Nu reușește atacantul formației noastre să țină mingea în teren. Mario Tudose. Tofan. Gorda. Minge din nou spre Tofan. Rusu. Este faultat Bogdan Rusu. A reușit și el să spargă gheața în acest sezon. Și avem, se pare, prima pauză de hidratare a acestei partide în minutul 24. Suntem la jumătatea primei reprize, o scurtă pauză de hidratare pentru cele două echipe la scorul 1-0 pentru FC Argeș în disputa cu CSM Alexandria. Thank you.
A fost o pauză bine meritată pentru cele două echipe. În acest moment sunt 26 de grade la turnul Măgurele. A executat Andrei Tofan această lovitură liberă, însă a făcut-o greșit. Foarte bine aici Turda în fața lui Cosmin Neagu. Gianni Crețu joacă în centru pentru Mihai Stancu. Din nou Alex Baican. Lung de linie, se stă din nou bine Grigore Turda. Tofan nu trebuie să greșească. Doi recuperase, însă același Turda repară greșeala cu echipierului său. S-a aruncat acolo în careu Jerdea. Supărați porterii celor de la CSM Alexandria. Așa Andrei Bucur. Tofan pentru Răuță. Răuță îl caută pe Buhăceanu. Nu a fost Buhăceanu, a fost Anghelov. Mingea ajunge în brațele lui Iosif Cristică. Între timp avem deschidere de scor și la Tunari. Gazele deschid scorul în duelul cu Csíkszereda. Singurul meci în care nu s-a marcat încă este cel dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița. În continuare 0-0 la Târgoviște. Anait, Buhăceanu, spațiu pentru Vali Buhăceanu, pasă spre Rădescu, Rădescu, poziție de șut, vine șutul cu piciorul stâng blocat, însă Feceari își obține o nouă lovitură de colț. Același Rădescu se pregătește să execute, cel cu asistul la singurul gol al partidei, marcat de Grigore Turda. Deci centrarea lui Rădescu, de această dată la prima bară, respinge Gabriel Dodoi. Buhăceanu, trimite mingea în careu, cade un jucător al celor de la FC Argeș, este vorba de Mario Tudose, însă nici de această dată arbitrul nu acordă lovitură de la 11 metri pentru piteșteni. Vedem foarte multe faze în careul ambelor echipe, însă trebuie să-i dăm credit arbitrului. Pentru că, după cum știm, în Liga a doua nu avem sistemul VAR. Însă am văzut în ultima vreme foarte multe greșeli făcute și cu VAR și fără VAR. Gest de fair play al lui Bogdan Rusu. Vedem, până acum Alexandria nu a reușit să pună probleme la poarta lui Andrei Bucur. Iată o nouă șansă bună pentru FC Argeș și Anghelov. Anghelov joacă pentru Buhăceanu. Buhăceanu încearcă să intre în interior. Buhăceanu și-a căutat poziția de șut, însă a fost blocat pe piciorul de bază. Riți, frumos dribbling-ul lui Riți, vine centrarea. Respinsă Buhăceanu și din prima, Rusu încearcă o execuție spectaculoasă cu călcâi, n-a fost Rusu, a fost Anghelov. Acest șut ratat al lui Buhăceanu se putea transforma într-o pasă decisivă, însă încercarea fantezistă a lui Anghelov nu i-a pus probleme lui Iosif Cristică. E bună preluarea lui Gabriel Nedelea, însă pierde
Robert Jerdea, situație bună din nou pentru Feci Argeș, Rădescu, Angelov, șut blocat al bulgarului. Vedem, are poftă de joc Angelov, din nou Rădescu, centrare, respinsă, mingea rămâne, posesia al violeților, Panait combină cu Răuță, Răuță a încercat o centrare, însă a ratat execuția, nu s-a grăbit portarul Alexandrei. Spuneam, venit de la Unirea Slobozia, echipă pe care CSM Alexandria o va întâlni etapa următoare. Minge spre Dodoi, foarte bine Turda. Până acum Grigore Turda a fost omul meciului și a luat în serios poziția de capitan. Tudose pentru Riții, Bucăceanu. Bucăceanu întâmpinat de Alexandru Nicola. Turda. Panait a fost acolo. Sanghelov n-a reușit să controleze această minge. Urcă, nu are, urcă! A trecut de prima jumătate a acestei partide. Continuare golului, Turda face diferența pe tabelă. De aici o centrare și o reluare cu capul a lui Cosmin Neagoe, a lui Cosmin Neagu, de lângă poarta lui Andrei Bucur. Dacă cei de la Alexandria n-au reușit până acum să promoveze în prima ligă, echipa de fete a Alexandriei se află în Superliga Feminină. Și cei de la FC Argeș au echipă feminină, a reușit să promoveze echipa celor de la FC Argeș în Liga Secundă și a debutat cu dreptul săptămâna trecută. Poate sezonul următor vom vedea un duel între CSM Alexandria și FC Argeș în Superliga Feminină. Ar fi un meci foarte interesant. Aici trebuie să fii atent cu Dose, însă a scăpat mingea în afara terenului Cosmin Neagu. Dacă mai devreme spuneam că cei de la Alexandria erau foarte entuziasmați de această partidă, Eugen Beza a fost foarte... N-a fost atât de optimist înainte acestei partide. Spunea despre Alexandria că este un adversar imprevizibil și că speră ca elevii săi să-și recapete moralul după prima victorie a sezonului. Rădescu, Tofan. Tofan e blocat și nu scoate nici măcar cornerul. Supărat fundașul dreapta. Piteștean. Sar că FC are și un pressing, dar iată cât de bine ies gazdele. Minge pentru Gabriel Nedelea. Gabriel Nedelea greșește pasa. Iar acum Buhăceanu îl lansează pe Angelov. Accelerează Angelov, 1-1. Cu Robert Lupoaică, Angelov pentru Buhăceanu. Buhăceanu în care Buhăceanu șut blocat. Mingea e sare în mână lui Buhăceanu. O nouă situație bună datată de FC Argeș. Neatent Gabriel Nedelea. Fața lui Rădescu, care a fost foarte aproape să-i fure acest balon. Dă-o mingea la Alexandru Nicola. Gata-l pe Dodoi în duel cu Mario Tudose. Îl ajută Răuță și recuperează. Din nou mingea la cei de la Alexandria. O centrare la care Bucur are probleme. Și un șut peste poartă al lui Cosmin Neagu.
Notăm așadar prima ocazie și pentru Alexandria în minutul 35. Neago Cosmin a fost aproape să rea în gol această minge. Andrei Bucur la prima greșeală de când evoluează ca titular în poarta celor de la FC Argeș. Rusu, bună devierea pe spate spre Angelov. Se respinge același Alexandru Nicola. Alexandru Nicola este un jucător de 26 de ani și este împrumutat aici la Alexandria de la FCSB 2. A pus de la margine Facundoriții. Răuță. Joacă pentru Andrei Panait. Panait întoarce pentru Turda. Piteștenii cu toată echipa în jumătate adversă. Foarte bună verticalizarea lui Turda spre Riții. Riții ofentă, intră în centrul, caută pe Buhăceanu, vine centrarea. Însă Buhăceanu n-a reușit să țină mingea în teren. Argeșul caută golul de 2-0 pentru a intra. Obține out-ul Robert, un jucător ce pe 28 septembrie va împlini vârsta de 20 de ani. A debutat în Superliga, de fapt în Liga 1, pentru că atunci nu aveam termenul de Superliga, pentru Academia Clinceni. Într-un duel pierdut de Ilfoveni 2-0 contra celor de la FCSB, Riți în care vine centrarea. Blocată Buhăceanu, blocat de Alex Baican. Tofan pregătește și el centrarea, nu, până la urmă alege o pasă pentru Bogdan Rusu. Bogdan Rusu cu spatele la poartă. Rădescu, din nou Rusu, vine centrarea lui Rusu, deviere pe spatea lui Panait și o execuție spectaculoasă, gol! Marchează Angelov! Al patrulea gol pentru Angelov. Fabuloasă execuția bulgarului. Spuneam mai devreme, FC Argeș caută și golul de 2-0, iar acum piteștenii reușesc să-și dubleze avantajul în minutul 38. Acest gol al lui Angelov poate să-l ducă pe bulgar în topul reușitelor. Angelov mai are nevoie de doar un gol pentru a-l egala pe golgheterul ligii secunde. Este vorba de Kipirliu, jucătorul celor de la CSEA Steaua. Vedem, plătesc cei de la Alexandria după acea ratare uriașă, iar în loc de 1-1 s-a făcut 2-0. Între timp, Concordia Chiajna reușește să egaleze în meciul contra celor de la CSM Reșița, la fel și Corvinul în meciul cu ACS Viitorul Târgu Jiu. Robert Jerdea pentru Gabriel Nedelea. Atât din nou pe Jerdea. Dodoi în careu, Dodoi mult pe lângă poartă. Șutul lui Gabriel Dodoi. Am intrat în ultimele 5 minute ale primei reprize. 2-0 pentru FC Argeș după goluri remarcate de Grigore Turda și Milko Ivan și Milko Angelov.
Gajează Bucur. Rusu a fost depășit de această degajare. Se marchează între timp și la Târgoviște, așadar în toate partidele s-a marcat în această prima repriză. Chindia Târgoviște deschide scorul în duelul cu CSC Dumbrăvița. Cu acest succes, FC Argeș ar putea urca până pe locul al șaselea. Un fault în atac făcut aici de Robert Jer deasupra lui Andrei Tofan. Spuneam, FC Argeș poate urca până pe locul al șaselea. Piteștenii vor avea 10 puncte. Asta în cazul în care Ceahlăul nu va obține un rezultat favorabil la Metaloglobus. Însă spuneam, pentru FC Argeș urmează două meciuri grele pe teren propriu contra celor de la Schellimber și în deplasare la CSA Steaua. Foarte frumos așează Bogdan Rusu cu pieptul această minge pentru Rădescu. Rădescu pentru Buhăceanu, însă se ridică Fanionul la poziția lui Valentin Buhăceanu. Surprinsă din nou defensiva Alexandrei la această fază. Suporterii celor de la FC Argeș cu siguranță sunt în culmea fericirii. N-au făcut deplasarea degeaba aici la turnul Măgurele. Riții. Greșește Riții. Buhăceanu nu reușește să câștige duelul aerian. Aluneca Angelov. Vedem, gazonul se prezintă foarte bine. Condiții foarte bune de joc aici la Măgurele. Pe un stadion renovat recent, în anul 2017. Un stadion de doar 2000 de locuri. Turda, aproape să greșească, Jerdea, foarte bine Riții. Și din nou Buhăceanu, o nouă șansă bună de contraatac pentru FC Argeș. Buhăceanu pentru Rusu. Nu este Rusu, este Angelov. Angelov, înconjurat de trei adversari, până la urmă alege să întoarcă la Panait. Panait deschide pentru Rădescu. Rădescu, poziție de centrare, vine centrarea lui Rădescu. Rusu, ia cam stricat mingea acolo lui Angelov. Rusu încearcă un șut din întoarcere. Până la urmă reușește. Șutul însă este blocat. Între timp, Metaloglobus o egalează pe Ceahlăul. Minge la Mihai Stancu. Joacă la margine pentru Gabriel Nedelea. Vine centrarea lui Nedelea, blocată de Tofan. Nedelea se grăbește și aruncă rapid de la margine. Din nou Mihai. Pentru Gianni Crețu. Foarte bine Facundo Riții. Buhăceanu. Panait. Răuță. Greșește Răuță. Ciprian Perju. Reprimește Perju. Joacă pentru Alexandru Nicola. Gianni Crețu, vine centrarea lui Gianni Crețu. Atent de această dată Andrei Bucur. Chindia Târgoviște reușește și să-și dubleze avantajul în duelul cu CSC Dumbrăvița. Gajează Bucur, Angelov. Pierde duelul cu Robert Lupoaică. Te primește Robert. Iată-l pe Ciprian Perju încercând să avanseze. Nedelea tarce până la Alexandru Nicola. Diagonală spre Gianni Crețu. Din nou Facundo Riții. Excelent sud-americanul. Unul din singurii jucătorii străini ce au supraviețuit aici la FC Argeș după ce piteștenii au retrogradat în Superliga. Practic este un duel între o nouă promovată și o retrogradată. Alexandria a promovat în Liga Secundă după ce a reușit să câștige un baraj. A reușit să se impună în barajul contra celor de la Viitorul Dăiești. A fost o dublă victorie pentru cei din Alexandria.
4-1 pe teren propriu și 2-0 la Dăiești. Bogdan Rusu. Rusu a încercat un dribling, însă a fost deposedat foarte bine de Perju. Jerkan, faultat de Răuță. Și este al doilea cartonaș galben al partidei, primit tot de un jucător de la FC Argeș. Alexandru Răuță, jucătorul avertizat. Avem și 2 minute de prelungire pentru această prima repriză. În minutul 45, cartonaș galben, Alexandru Răuță. Prima repriză a acestei partide va fi prelungită cu cel puțin 2 minute suplimentare. Se execută lovitura liberă și este offside. S-a cerut din nou penalti. S-a fost offside la poziția jucătorului cu numărul 3, Robert Lupoaică. Probabil ultima șansă a Alexandrei de a reuși să marcheze în această primă repriză. Degajarea lui Bucur, din nou în zona unde se afla Bogdan Rusu, însă din nou această minge îl depășește pe atacantul formației piteștene. Dodoi, greșește Dodoi. Tudose, greșește și el pasa. A încercat să-l lanseze pe Buhăceanu. Baican, primește acum Alex Baican, cearcă o diagonală spre Dodoi, însă stă foarte bine Mario Tudose. Gianni Crețu, întoarce Gianni Crețu spre Ciprian Perju, minge spre Gabriel Nedelea, vine centrarea! Nu reușesc jucătorii noștri să îndepărteze, jucătorii piteșteni să îndepărteze pericolul. Însă până la urmă va fi iau de poartă, nu? În acest moment avem final de prima repriză la turnul Măgurele. FC Argeș conduce pe CSM Alexandria cu scorul de 2-0. Devenim în aproximativ 15 minute cu repriza secundă. Și Mircio Angelov în minutul 38. Paul așadar pentru cele două echipe. Avem un loc frumos în lume. Al
și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Vulturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale. Și pentru ea trăim. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși vom mai fi. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu. Suntem părăziți, avem un loc frumos în lume. Alt și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Vulturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale. Și pentru ea trăim. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși vom. Cătă FCA Argeș, uitează și la capitolul imagine, cine e o nouă identitate vizuală a autocarului echipei. În primul rând, bună ziua și țin numele echipei să mulțumim conducere pentru acest cadou frumos pe care ni l-a făcut, pe care ni l-a prezentat, că nu știam nici noi de el. Sper ca ușor-ușor să ne revenim și noi și ca în acest autocar în viitorul apropiat să avem cât mai multe împliniri. Crezi că, cum se spune, noul autocar va aduce și mai mult noroc echipei la meciurile viitoare de campionat? Eu sunt convins că va fi bine. A fost o perioadă mai dificilă în care au venit foarte mulți jucători, dar cred că de la meciul cu Dej am arătat din ce în ce mai bine. Vom arăta din ce în ce mai bine. Nu mă gândesc acum decât la cele 3 puncte de la Alexandria, iar după vom avea timp să pregătim și următorul meci. Pornește motorul! Zboară către cele mai înalte cote. Jocul Aviator te duce către câștiguri fabuloase și experiențe de neuitat. Fii mereu la înălțime. Fii învingător cu Mozart Bet. Avem un loc frumos în lume. Alt și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Vulturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși vom mai fi. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și campioni vom.
dăruindu-ți toată viața. Haide, Fece Argeș, tu iubirea noastră ești, nu uita că în tine e speranța întregului Pitești. Haide, Argeșul, luptă pentru noi și mereu te vom iubi, noi campioni. Happy Monday Bonus, bonusul care face diferența. Intră în cont în fiecare luni și revendică-ți bonusul. Fii învingător! Mozart Bet. Răziți, avem un loc frumos în lume. Alt și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din tribale și pentru ea trăim. Haide, Argeșul, luptă pentru noi și mereu te vom iubi, noi campioni am fost și iarăși vom mai fi. Haide, Argeșul, luptă pentru noi și mereu te vom iubi, noi campioni am fost și campioni vom fi. Noi credem în tine, dăruim toată viața. Locul celor mai mari câștiguri, Mozart Bet. Stă de-acum nimic în cale. Noi suntem
suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale și pentru ea trăim. Haide, Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni am fost și iarăși fost. Părăziți, avem un loc frumos în lume. Alți și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Vulturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale și pentru ea trăim. Haide, Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși fost. Cătă FC Argeș, uitează și la capitolul imagini, cine e o nouă identitate vizuală a autocarului echipei. În primul rând, bună ziua și țin numele echipei să mulțumim conducere pentru acest cadou frumos pe care ni l-a făcut, pe care ni l-a prezentat, că nu știam nici noi de el. Sper ca ușor-ușor să ne revenim și noi și ca în acest autocar în viitorul apropiat să avem cât mai multe împliniri. Crezi că, cum se spune, noul autocar va aduce și mai mult noroc echipei la meciurile viitoare de campionat? Eu sunt convins că va fi bine. A fost o perioadă mai dificilă în care au venit foarte mulți jucători, dar cred că de la meciul cu Deja am arătat din ce în ce mai bine. Vom arăta din ce în ce mai bine. Nu mă gândesc acum decât la cele 3 puncte de la Alexandria, iar după vom avea timp să pregătim și următorul meci. Pornește motorul! Zboară către cele mai înalte cote! Jocul Aviator te duce către câștiguri fabuloase și experiențe de neuitat! Fii mereu la înălțime! Fii învingător cu Mozart Bet! La turnul Măgurele pentru repriza secundă a duelului dintre CSM Alexandria și FC Argeș. La pauză, piteștenii conduc cu scorul de 2-0 după golurile marcate de Grigore Torda în minutul 5 și Angelov în minutul 38 după o foarfecă senzațională. Vom avea câte schimbare în ambele tabere la pauză. Iată și cele două echipe. FC Argeș începe această repriză cu Andrei Bucur în poartă, jucători de câmp Andrei Tofan, Grigore Turda, Mario Tudose, Facundo Riți, Andrei Panai, Laurențiu Rădescu, Valentin Buhăceanu, Bogdan Rusu, Mirko Angelov și noul intrat Domagoj Babin. Babin l-a schimbat pe Alexandru Răuță, jucașul formației noastre, încasase un cartonaș galben. În sfârșitul primei reprize, de partea cealaltă, CSM Alexandria începe această repriză secundă cu Iosif Cristic în poartă, jucători de câmp Alexandru Nicola, Alex Baican, Robert Lucoaică, Mihai Stancu, Cosmin Neagu, Ciprian Perju, Robert Jerdea, Gianni Crețu, Gabriel Dodoi și noul intrat Vladimir Georgescu. Vladimir Georgescu l-a schimbat pe Gabriel Nedelea. Să vedem cum vor sta lucrurile și în această repriză secundă. Prima repriză FC Argeș și a dominat, iată-l pe Gianni Crețu, vine centrarea, respinge Bucur. Mingea sare până la noul intrat Vladimir Georgescu, trimite în spate pentru Mihai Stancu. Reprimește același Georgescu, vine centrarea, blochează Tofan și iată, primă lovitură de colț. Aceste reprize le aparține gazdelor.
Va executa Cosmin Neagu. Vine centrarea lui Neagu. Și se pare că arbitrul acordă fault în atac și lovitură liberă pentru FC Argeș. A fost faultul lui Dodoi. Se pregătește Andrei Bucur să repună această minge în joc. CSM Alexandria are nevoie acum de un rezultat pozitiv. Haideți să încurajăm pe băieții voștri, pentru că Georgescu, Riții, cineva trebuie să pună mingea jos, a făcut o rădescu, s-a făcut-o greșit. A recuperat Perju. Minge spre Cosmin Neagu. Însă stă foarte bine Grigore Turda. Cosmin Neagu este cel care a ratat cea mai mare ocazie în prima repriză pentru Alexandria. Putea face 1-1. Iar lucrurile cu siguranță stăteau altfel. Însă în loc de 1-1 s-a făcut rapid 2-0. Minge spre același Robert Jerdea. Însă din nou Grigore Turda a fost imbatabil în această partidă, capitanul piteștenilor. Jucătorul cu numărul 5, ce a reușit să deschidă scorul în minutul 5. Peluza nord a piteștenilor. Se aude din nou aici la Măgurele. Ce scuze pentru că cel din prima repriză le-am spus peluza sud, dar de fapt sunt peluza nord. Sunt oamenii ce susține echipa peste tot, indiferent de condiții și indiferent din și indiferent de locul în clasament. Mingea ajunge în brațele lui Andrei Bucur. Gajare spre Bogdan Rusu, foarte bine Bogdan Rusu pentru Buhăceanu. Buhăceanu, centrare spre Angelov. Nu reușește bulgarul să câștige de această dată duelul aerian. De altfel, Angelov nu este niciun atac, nu este un atacant cu talie, doar 1,84 m pentru atacantul goalgetter a celor de la FC Argeș. Spuneam în prima repriză, Angelov mai are nevoie de doar un gol pentru a-l egala pe Kipirliu. Bogdan Rusu pasă cu călcâiul pentru Buhăceanu. A intervenit foarte bine Alexandru Nicolae. Riții scoate pentru Buhăceanu. Buhăceanu mai departe pentru Panait. Panait întoarce calm până la Turda. Turda încearcă să schimbe direcția de atac. O face bine Tofan. Tofan respinge Alex Baican. Vine din spate Mario Tudese. Aproape să ajungă acest balon la Rădescu. Foarte bine se luptă și Rădescu. Babin pierde mingea croatul. În acest moment FC Argeș are pe teren 3 stranieri. Gianni Crețu pentru Alexandru Nicola. Nicola pentru Mihai Stancu. Mihai Stancu pentru Georgescu Vladimir. Vine centrarea lui Vladimir. Deviere și să vedem. Alunecă Andrei Bucur, însă până la urmă reușește să se ridice la timp. O degringoladă acolo a defensivei piteștene. Alunecase Mario Tudose, iar același Cosmin Neagu a fost aproape să reia în poarta piteștenilor. Gajare lungă lui Bucur spre Angelov. Respinge defensiva Alexandriei, mingea ajunge la Babin. Greșește pasa croatul. Și aici Bogdan Rusu va vedea și el cartonașul galben. 3-0 pentru FC Argeș la capitolul cartonașe galbene. S-au abonat astăzi la cartonașe piteștenii. Mihai Stancu joacă scurt pentru Alexandru Nicola, reprimește același Stancu. În minutul 50 încă un avertisment la FC Argeș, am văzut cartonașul. Alex Baican joacă în centru pentru Ciprian Perju. Din nou Mihai Stancu. Vedem un joc static
al gazdelor. Oh, frumos! A dat frumos acolo mingea printre picioare Alexandru Nicola lui Vali Buhăceanu. Spinge defensiva noastră, defensiva piteșteană. Stancu, centrare, se ridică însă Fanionul de la margine, la poziția lui Georgescu. Între timp s-au mai marcat goluri. Chindia Târgoviște face 3-0 în duelul cu Dumbărvița. CS Mioveni își dublează și avantajul în duelul cu Progresul Spartac, iar CS Viitorul Târgu Jiu revine la conducere în duelul cu Corvinul Hunedoara. Singurul meci în care s-au marcat mai puțin de două goluri este duelul dintre Tunari și Cixereda. În continuare, Tunariul conduce cu scorul de 1-0. Angajat Andrei Bucur, mingea la jucătorii în albastru, Turda, greșește Turda, iată o primă greșeală a capitanului de la FC Argeș. Întoarce Cosmin Neagu, Georgescu, Ciprian Perju, bună pasa lui Ciprian Perju, spre același Cosmin Neagu, caută poziția de centrare, vine centrarea spre Gianni Crețu, era acest balon, însă a respins foarte bine Facundo Riții. Alexandria, cu toți jucătorii în jumătatea celor de la FC Argeș, se retrag acum ușor în defensivă, fundașii centrali, deci ajunge la Iosif Cristică. Din nou Mihai Stancu. Vedem momente mai bune de posesie pentru Alexandria. FC Argeș preferă să stea mai mult în defensivă în această repriză secundă. Deschis din nou Georgescu Vladimir. Vine cu o nouă centrare. Să de această dată nu se afla nimeni la capătul ei. Până la urmă mingea a ieșit în aut. A fi aruncare de la margine pentru FC Argeș. Foarte vocal pe margine Eugen Beza. Poate fi al doilea succes consecutiv pentru noul antrenor a celor de la FC Argeș. Eugen Beza venit aici la Pitești ca antrenor secund. A fost antrenorul secund al lui Alexandru Pelici. Între timp Alexandru Pelici a fost demis, iar Eugen Beza se va ocupa de echipa din Pitești. Pune bine corpul Riții. O nouă situație de penalti acuzată de cei de la Alexandria și poate fi contraatacul piteștenilor. Rusu spre Rădescu. Va ajunge Rădescu la acest balon. Rădescu în duel cu Georgescu. Foarte bine Rădescu. Întoarce pentru Panait. Șutul lui Panait prinde Iosif. Iată din nou pe Panait. A ajuns la finalizare. El a fost cel ce a avut prima ocazie a partidei pentru FC Argeș și în minutul 2, iată un dribbling frumos al lui Gianni Crețu în fața lui Domagoj Babin. Doi jucători foarte tineri la această fază, Gianni Crețu 23 de ani. Babin va împlini și el 23 de ani. Minge greșită și o nouă posesie pentru FC Argeș. Iată-l pe Panait, îi reproșează ceva lui Eugen Beza. Tofan încearcă să-și încurajeze cu echipierii. Angelov, Rusu. Cosmin Neagu, foarte bine. Aici în fața lui Grigore Turda. Trebuie să întoarcă Cosmin Neagu, vine centrarea lui Ciprian Perju, ce lovește într-o zonă sensibilă, un jucător al piteștenilor, arbitru lasă jocul să continue, vine lovitura de cap al lui Gianni Crețu, prinde Bucur, iar acum se oprește jocul. A fost lovit într-o zonă sensibilă jucătorul piteștenilor.
Se va relua jocul cu minge de arbitru. A fost Andrei Panait cel care a fost lovit mai devreme de acea minge. Bună degajarea lui Bucur. Bogdan Rusu. Rusu 1-1 cu Alexandru Nicola. Vine centrarea lui Rusu. Respinge foarte bine Alex Baican. Buhăceanu în zonă centrală. Greșește Buhăceanu. Însă nu reușește să profite Taylor Măneni. Atenție aici la Andrei Bucur. O pasă. Și l-a băgat în ședință pe Mario. Bogdan Rusu. Cercat o nouă deviere fantezistă. Blocat de această dată de Alexandru Nicola. Repune de la margine Riții. Bogdan Rusu. Ceva spațiu pentru Rusu. A încercat un șut. Aici se va ridica panionul la poziția lui Angelov. Încearcă gazdele să se grăbească. Minge în flacul stâng pentru Georgescu. Georgescu reprimește acest balon de la Ciprian Perju. Vine centrarea lui Georgescu. Nu ajunge Neagul la această minge. Prinde Bucur și poate fi contraatacul lui FC Argeș. Vali Buhăceanu. Rusu. Bună devierea lui Rusu pentru Buhăceanu. Mingea rămâne cu puțin noroc la FC Argeș. Rusu spre același Buhăceanu. Vine centrarea lui Buhăceanu la firul ierbii. Angelov. Angelov cu spatele la poartă. Rusu! Ce ratare! În acest minut 59 a lui Bogdan Rusu. Bogdan Rusu putea duce scorul la 3-0 pentru FC Argeș. Rusu momentan, spuneam, doar un gol pentru FC Argeș în acest sezon de Liga Secundă. Are însă două reușite pentru piteșteni. A reușit să înscrie și într-un meci de cupă câștigat de FC Argeș cu scorul de 2-1 în fața Vediței Colonești. Gianni Crețu. Gianni Crețu a combinat cu Alexandru Nicola. Centrare blocată a lui Dodoi și va fi corner pentru Alexandria. Să vedem centrarea. Cosmin Neagu. E bună centrarea. Iar aici este fault în atac. Mario Tudose. Se pare că a fost jucătorul lovit. Nu, nu este Mario. A fost Rădescu. Între timp s-au marcat două goluri la Mioveni. Gazdele au reușit să facă 3-1 după ce Progresul Spartac reușise să se reducă din diferență. Andrei Bucur alunecă în momentul degajării. Panait. Bucur. Babin. Viază pe spate. Rusu. S-a descurcat foarte bine Stancu în duelul cu Rusu și cu Babin. Minge spre același Cosmin Neagu. Georgescu. Georgescu. Să vedem ce va face fundașul stând la această fază. Întoarce balonul. Se schimbă și direcția de atac. A reușit să țină foarte bine mingea în teren Alexandru Nicola. Însă greșește Buhăceanu. Bună pasă din prima pentru Angelov. Angelov încearcă un dribling în fața lui Alex Baican. Însă a stat foarte bine fundașul central, Taylor Mănean. Acuză Rădescu în fault. Însă arbitrul a lăsat jocul să continue.
am depășit prima oră de joc. FC Argeș conduce în continuare cu scorul de 2-0, cu golurile marcate de Turda și de Angelov în prima repriză. O singură fază de poartă avută de Piteșteni în această repriză secundă. Ocazie uriașă ratată de Bogdan Rusu. Surprins aici Tofan. Duel cu Mihai Stancu. S-a repliat însă fundașul piteștean. Vine centrarea, nu? Acum vine o centrare la firul ierbii. Un șut blocat al lui Robert Jerdea. Și o nouă lovitură de colț pentru Alexandria. Același Cosmin Neagu. Vine centrarea, e bună! O deviere pe spate a lui Dodoi. Și vedem, mingea a fost deviată. Va fi un nou corner. De această dată de pe cealaltă parte. Pentru Alexandria. Execută același Cosmin la prima bară. Respinge Bogdan Rusu. Un luft a lui Jerdea. Gianni Crețu joacă la margine. Minge din nou spre Gianni Crețu. Poziție de centrare. Vine centrarea lui Gianni Crețu. N-a reușit Alex Baican să reia. Foarte bună centrare însă a fostului jucător de la FC Argeș. Spărat pe margine Ștefan Odoroabă. Deci este Andrei Bucur, degajarea. Și vedem două schimbări în acest moment la Alexandria. Iese de pe teren jucătorul cu numărul 8, Stancu Mihai. Intră jucătorul cu numărul 16, Mihai Nițescu. Va ieși și Cosmin Neagu. Și va intra pe teren jucătorul cu numărul 20. Numărul 18, o greșeală făcută de arbitru de rezervă. Așadar iese Cosmin Neagu și intră cu numărul 18, Alexandru Mogoș. Minutul 65, 3 înlocuite jucători la CSM Alexandria. Se pare că va intra și Mihai Gâdea în locul lui Ciprian Perjiu. Așadar triplă modificare la Alexandria. Numărul 23, Ciprian Perjiu. Și au intrat din acest minut. Ștefan Odoroabă mai are așadar la dispoziție o singură schimbare. Mihai Pinițescu și cu numărul 18, Alexandru Mogoș. Scorul însă este 2-0 pentru FC Argeș în minutul 65. Jumătate de repriză rămasă din această partidă. Haideți să-i mai încurajăm pe băieții noștri. Mai este timp pentru a întoarce rezultatul. Dacă tot vorbeam de Ștefan Odoroabă, este un tehnician în vârstă de 42 de ani care a fost instalat aici la Alexandria. A fost instalat în funcția de antrenor sezonul trecut. După ce în sezonul 2021-2022 a fost antrenor secund în Arabia la Al Shola. O minge respinsă de Mario Tudose. Angelo pierde în fața noului intrat. Un șut încercat acolo de Mihai Nițescu, blocat de defensiva piteșteană. Vedem momente bune pentru Alexandria, care pune din ce în ce mai multă presiune la poarta lui Andrei Bucur. O pasă greșită aici a lui Mihai Nițescu. Spuneam, pentru Alexandria urmează un duel în Cupa României contra fostei campioane de la CFR Cluj. FC Argeș nu a reușit să ajungă în grupele acelei competiții după ce a fost învinsă surprinzător de FC Bihor, o echipă de Liga 3-a. Faulul făcut de Babin la mijlocul terenului și este un nou cartonaș galben văzut de FC Argeș. Minutul 67, așadar Domagoj Babin
Vede al patrulea galben al partidei. Se execută lovitura liberă. Sunt Mihai Nițescu. Nu reușește să-și găsească un coechipier. Între timp la Reșița, Concordia Chiajna reușește să întoarcă rezultatul și face 2-1. Și dacă tot reaminteam de Concordia Chiajna, CSM Alexandria a reușit să o învingă pe Concordia Chiajna de două ori în acest sezon, o dată în Cupa României și o dată în campionat. A fost singura victorie, de altfel este singura victorie a celor de la CSM Alexandria din acest sezon. Bucăceanu, Rădescu, este preluarea lui Rădescu, cu spatele la poartă Rădescu, întoarce pentru Tofan, Tofan la 20 de metri de poartă, însă trimite în spate pentru Mario, Tudose pentru Rădescu, respinge Georgescu foarte bine, Banait, trimite mingea în Jerdea și scoate aruncarea de la margine pentru FC Argeș. Acuză Bogdan Rusu o lovitură cu cotul. Însă din nou arbitru lasă jocul să continue. A trimis mingea Grigore Turda în afara terenului, însă nu a văzut că Rusu s-a ridicat între timp de pe teren. Turda pentru Bucur. Vedem un mix la FC Argeș între jucători experimentați și jucători tineri. Practic prezentul și viitorul celor de la FC Argeș în această distribuție. Bucur, Rădescu reușește să ține mingea în teren, Rusu prelungește pentru Rădescu. Rădescu l-a căutat pe același Rusu. Riți aproape să greșească, Panait înalță acest balon, iar Buhăceanu nu mai aleargă. Stins Buhăceanu în această repriză secundă. A avut câteva faze bune. Prima repriză însă nu a reușit să profite de ele. Fostul golgheter al ligii secunde. Pe vremea când evolua la Aerostar Bacău. Joc periculos aici la Mihai Gâdea. A fost duelul cu Mario Tudose. Spuneam despre Buhăceanu că a fost golgheterul ligii secunde. Pe vremea când evolua la Aerostar Bacău. A reușit să marcheze goluri și pentru UTA. Însă până acum la FC Argeș nu s-a lipit de gol. O singură reușită și pentru el, tot în succesul contra celor de la Vedița Colonești din cupă. Foarte bine Rădescu. Însă Rusu se afla pe altă direcție. Acum preia Rusu, însă este deposedat. Nițescu pentru Gianni Crețu. Gianni Crețu în duel cu Riți. Crețu joacă pentru Alexandru Mogoș. Greșește Mogoș la această lansare pentru Dodoi. Iosif Cristică și încurajează coechipierii. În acest moment Cristică este cel mai experimentat jucător al Alexandriei. Portarul în vârstă de 29 de ani. Minge spre Nițescu, care ajunge la Gianni Crețu. Crețu spre același Nițescu. Vine centrarea lui Nițescu, e bună! Însă lovitura de cap a lui, cine a fost acolo, a fost Mihai Gâdea, cel care a reluat această minge cu capul. Se resimte Buhăceanu, căzut pe gazon extrem a celor de la FC Argeș. Arbitru face semne că se uită la ceas.
Babin. Babin, pune bine piciorul Babin. Rusu, Buhăceanu. Buhăceanu, bună deschiderea lui Buhăceanu pentru Babin, însă se ridică fanionul de la margine. La poziția lui Domagoi, Babin. Alexandru Nicola pentru Georgescu. Gâdea pentru Alexandru Mogoș. Alexandru Mogoș însă o pasă care nu ajunge nici la Alexandru Nicola, nici la Gianni Crețu. În acest moment notăm și a doua schimbare la FC Argeș. Iese de pe teren jucătorul cu numărul 28, Valentin Buhăceanu, și intră cu numărul 10, Florian Haită. Florian Haită cunoaște foarte bine acest teren și acest stadion. A evoluat chiar aici, la turnul Măgurele, între 2019 și 2021. Florian Haită. Bună pasă spre Gianni Crețu. Nu, până la urmă se ridică fanionul. Spuneam, Haită a evoluat aici la turnul Măgurele între 2019 și 2021 și a fost foarte aproape de a promova cu echipa din Măgurele în Liga 1. Știm acel final de sezon incredibil care echipa de aici a pierdut promovarea după un gol venit la ultima fază, iar atunci chiar FC Argeș reușea să promoveze cod la cod cu UTA. Iată-l pe Haită. Acțiune bună a lui Haită. Nu se dă fault. Protestează jucătorii oaspeți, însă arbitrul lasă din nou jocul să continue. Iată acțiunea lui Georgescu în banda stângă. Centrare respinsă de Turda. Minge la Alexandru Mogoș. Joacă din nou pentru Georgescu. Georgescu în centru pentru Mihai Nițescu. Dodoi pentru Alexandru Nicola. Nicola încearcă un dribling în fața lui Haită. Gianni Crețu vine cu centrarea. A respins Mario Tudose. Georgescu vine cu șutul, blocat și el. Iar Babin îndepărtează pericolul. Supărați spectatorii de la Alexandria pe această pasă în spate. Între timp, Eugen Beza mai pregătește o nouă schimbare. La marginea terenului se află Scarla Tache. Greșeală aici a lui Riți. Recuperează Haită. Pasă cu exteriorul pentru Angelov. Angelov pentru Rădescu, nemulțumit Haită. Pe ce a făcut Angelov. Însă poate ieși o fază bună pentru FC Argeș. Rusu. Haită. Haită a încercat o devire din prima, însă nu a reușit. Gianni Crețu în partea dreaptă, joacă în centru. Mingea la Mihai Nițescu. Îi se strigă din tribune unde să trimită mingea. Deschide pe același Vladimir. Fie aruncare de la margine pentru Alexandria. Rădescu este căzut pe gazon. Crampe pentru Ionuț Rădescu. Dă drumul la joc arbitrul. Nu s-a efectuat încă schimbarea. Respingere cu mâna. Acolo a lui Babin s-a cerut penalti din nou. Părut o respingere cu mâna. Gianni Crețu în duel cu Haită. Frumos dribblingul lui Gianni Crețu. Vine centrarea, e bună și o reluare puțin pe lângă poartă a lui Dodoi.
Se întârzie schimbarea la FC Argeș. Degajează Bucur. Rusu ține mingea în teren și acum va fi chiar dublă schimbare la FC Argeș. Vor intra pe teren Ianis Pârvu și Adrian Scar la atache. Pentru Scar la atache este debutul în acest sezon de ligă secundă. Așadar ies Bogdan Rusu și Ionuț Rădescu și intră pe teren Ianis Pârvu și Adrian Scar la atache. Minutul 78, între două locuri de jucători la echipa FC Argeș și a ieșit de pe teren Bogdan Rusu, numărul 90. În acest moment FC Argeș are trei fundași centrali de meserie. 27, Adrian Scar la atache și numărul 11, Ianis Pârvu. Îl din nou pe Mihai Nițescu, bună pasă între linii și un șut promițător de la distanță. A fost șutul lui Dodoi. Cerca foarte multe Dodoi în această partidă. Se mai marchează și în celelalte partide. Chindia Târgoviște face 4-0 cu CSC Dumbrăvița. Gajează Bucur. Angelov. A pus bine corpul, cade din nou Haită, însă nu i se acordă nici de această dată lovitura liberă. Riți pentru Babin. Din nou Riți. Sudamericanul întoarce pentru Mario. Respinge Nicola. Și a fost faultat la mijlocul terenului Alexandru Mogoș. Va trimite lung Alexandru Nicola. Iată o minge trimisă până în careu. A respins Turda. Să-l vedem pe Ianis Pârvu. La prima atingere de balon e deposedat de Robert Jerdea. Fiat pentru FC Argeș. Am văzut acolo un duel între doi tineri. Ianis Pârvu, 16 ani. Și Robert Jerdea, 19. Spuneam, Jerdea va împlini 20 pe data de 28 septembrie. Ianis Pârvu pentru Tofan. Greșește Tofan. Se luptă Ianis Pârvu și câștigă posesia pentru FC Argeș. Minutul 80 al partidei. O repriză secundă mult mai săracă în ocazii. Banait. Greșește. Jucașul defensiv. Ștefan Odoroabă pregătește și ultima schimbare. Se pregătește să intre pe teren Ovidiu Horșia. Un jucător ce a trecut și el pe la FCSB 2. Mițescu, Gianni Crețu. Întoarce până la Robert Lupoaică. Combină cu Alex Baican. Mițescu. Vedem din nou joc static al Alexandrei. Robert încearcă să rupă jocul cu această diagonală. Respins Tofan. Mingea la Georgescu, vine centrarea. Respinge Turda. Puțină neînțelegere acolo în defensiva celor de la FC Argeș. Și iată și ultima schimbare, Alexandrie, iese de pe teren Gianni Crețu și intră așadar Ovidiu Horșia. Pune de la margine Alexandria. Telormanini mai au la dispoziție aproximativ 15 minute, cu tot cu prelungiri. Pentru a reuși să revină în această partidă. Spuneam, Alexandria caută primul succes pe teren propriu, în timp ce pentru FC Argeș se prefigurează prima victorie în deplasare. FC Argeș poate lega așadar două victorii consecutive.
după ce au fost campionii egalurilor. În începutul sezonului, bună devierea pe spatea lui Angelov. Ianis Pârvu ține mingea în teren. Vine centrarea la firul ierbii, n-ajunge Angelov. Și până la urmă mingea popăsește în brațele portarului Cristică. Se grăbește Cristică, iată-l pe Vorșia la prima atingere de balon. Vorșia joacă în centru pentru Alexandru Mogoș. Greșește Mogoș. Cerca să-l găsească pe Tudoi. Ianis Pârvu face pentru Scar la atache. Greșește experimentatul apărător central. În acest joc, în continuare, 2-0 pentru FCA și în disputa cu CSM Alexandria. Nu uitați, pentru joi, 28 septembrie, ora 8:30 la 6:30 după amiază pentru CSM Alexandria, CFR Cluj, în cadrul Cupei României. Și ajunge la Vladimir Georgescu. Vă așteptăm și joia viitoare aici, la Sfântul Măgurele, pentru jocurile cupei noastre. Robert Lupoaică, greșește Lupoaică, recuperează Babin. Babin aleargă Riții după acest balon. Însă strânge foarte bine Alex Baican. Baican și fault asupra lui Mihai Gâdea, făcut de Mario Tudose. Va executa Horsi această lovitură liberă. Și el, un tânăr de doar 23 de ani. Vom vedea din nou minge lungă în careul al violeților. Respinge Panait. Acuză o lovitură Andrei Panait. Mingea ajunge la Ianis Pârvu. Haită din prima pentru Ianis Pârvu. Până la urmă Tofan este cel care ajunge la această minge. Tofan! Centrare spre Ianis. Probleme pentru Andrei Panait. Nu se dă mingea afară, însă arbitrul oprește jocul. Acuză crampe Panait. Supărat staful tehnic al Alexandrei pe această decizie arbitrului. Și iată și primul galben. Văzut de gazde. Este acordat lui Iosif Cristică în minutul 85. Portarul și capitanul echipei din Alexandria. Un nou moment bun pentru jucător de a se hidrata. Și se pare că își va face debutul și Adrian Huideș. Adrian Huideș, un jucător de 19 ani, ce a evoluat în Spania. A fost la Academia celor de la Elche, la Academia celor de la Valencia. Are câteva echipe de juniori impresionante în CV. Se resimte Panait. Este nevoie de intervenția celor cu targa. Sperăm să nu fie ceva grav pentru Panait, pentru că avem nevoie de el. Avem nevoie de el în duelul cu Schellenberg. Sperăm să nu fie ceva grav pentru mijlocașul nostru defensiv. Și iată, Metaloglobus reușește să întoarcă scorul cu Ceahlăul Piatra Neamț. 2-1 pentru bucureșteni. Intră așadar pe teren Huideș. Panait. Se rea jocul cu minge de arbitru. Robert Lupoaică. Domino cu Alex Baican. Din nou Robert Lupoaică.
Următorul meci pentru CSM Alexandria în Liga 2 va fi în deplasare pentru Slobozia. Hai că de aia vine centrarea. A preluat Dodoi în careu. S-a aruncat Turda, a cerut un faul. Arbitrul n-a acordat nimic. Nu uitați de meciul de joia viitoare cu CFR Cluj din cadrul Cupei României. A greșit pasa jucătorul Alexandrei și va fi repunere pentru FC Argeș. Becali, bagă bani la echipă, tată, dacă vrei să ai trompete de-astea. A repus Riții, prelungește Angelov cu capul. Din nou Riții. Riții spre Angelov. Iată aici o acțiune bună a Alexandriei. Au accelerat foarte bine. Jucătorii gazdă. Pas încercat acolo de Ovidiu Horșea spre Alexandru Mogoș. S-a resprins Turda. Lovitură de colț de pe partea dreaptă pentru Alexandria. Din nou Horșea. Mihai Gâdea încearcă un șut pe jos. Se este blocat și iată ce situație bună de contraatac pentru FC Argeș și Ianis Pârvu. Ianis Pârvu este ajutat de Huideș. Iată-l pe Huideș, unde a ajuns, vine șutul lui Huideș, blocat și haită, gol! 3-0 pentru FC Argeș. Sparge gheața și Florian Haită. În acest minut 89. Spuneam Haită, cunoaște foarte bine acest stadion și acest teren. În 38 de apariții în tricoul celor de la Turist, Turnu Măgurele a reușit să marcheze de 5 ori. Galeria Piteștenilor mulțumită de rezultatul de pe tabelă. Iar FC Argeș va pleca cu toate cele 3 puncte de pe terenul Alexandriei. CSM Reșița a reușit să egaleze în duelul cu Concordia Chiajna 2-2 în acea partidă. Am intrat în minutul 90. Să vedem câte minute de prelungiri vom avea pentru această repriză secundă. Haită îl lovește pe Alexandru Nicola. Își cere scuze imediat de carul formației Alviolete. Șapte minute de prelungiri pentru această repriză secundă. S-au contabilizat accidentările și timpul mor de joc. Bună pasa lui Huideș pentru Ianis Pârvu. Foarte bine pune Ianis corpul și câștigă duelul cu Vladimir Georgescu. Ianis Pârvu, care e Ianis Pârvu? Și penalti pentru FC Argeș. Penalti obținut de Ianis Pârvu. Iată, într-un final, formația antrenată de Eugen Beza reușește să scoată penaltiul. Andrei Tofan îi înmânează această minge lui Ianis Pârvu. Să-l vedem pe Puștiul, de doar 16 ani, a celor de la FC Argeș. Avem final de meci în partida dintre Concordia, dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița. Chindia s-a impus cu scorul de 4-0. Ianis Pârvu poate sparge și el gheața. Ar fi primul gol al lui Ianis Pârvu într-un meci oficial pentru FC Argeș. Ianis Pârvu, gol! 4-0 pentru FC Argeș. Marchează și Ianis Pârvu.
fost o repriză dominată pe alocuri de Alexandria. Să vedem pe final, FC Argeș a reușit să marcheze de două ori. S-a majorat din nou scorul, este 4-0 pentru FC Argeș în disputa cu CSM Alexandria. Mai avem 5 minute din această partidă. În al doilea minut de prelucire, Mihai Nițescu deposedat de Ianis Pârvu. Turda pentru Scarlatache, Scarlatache la Huideș. Suntem cu gândul mai degrabă la următorul joc. Joi, de la ora 6:30 după amiază, spre Haită, Cupa României cu CFR Cluj. Alexandru Nicola, a doua, în deplasare la Unirea Slobozia. Haită, câștigă dărul Babin, bună pasă în centru pentru Anghelo. Anghelo pentru Babin. Croatul, centrare. Tofan. Tofan. Întoarce pentru Haită. Haită la marginea careului. Șut peste poartă. Al decarului al violet. Și iată răsturnare de situație din nou la Reșița. Gazdele reușesc să treacă din nou un avantaj în duelul cu Concordia Chiajna. 3-2 pentru CSM Reșița. Tofan. Spinge Tofan. Etapa a 7-a ligii secunde va continua mâine cu duelul dintre Unirea Dej și Unirea Slobozia și se va încheia luni. Se va încheia luni la București cu duelul dintre CSEA Steaua și Slatina. Centrare la firul ierbii, respinge Mario Tudose. Lovitură de colț din nou pentru Alexandria. S-a mai încheiat un meci între timp, chiar două. Viitorul Pandurii Târgu Jiu a reușit să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la Corvinul Hunedoara, iar Metaloglobus câștigă și ea tot cu scorul de 2-1 în fața celor de la Ceahlău Piatra Neamț. Centrare respinsă de Scarlatache. Alexandru Nicola. Trimite în afara terenului. Și că toți suntem pe finalul partidei, vreau să spun că această transmisiune a fost asigurată datorită colaborării dintre echipa media a celor de la FC Argeș și clubul gazdă CSM Alexandria. Alexandru Nicola, vine în partea dreaptă, vine centrarea spre Jerdea. Jerdea, del cu Tofan. Întoarce Jerdea până la Georgescu. Vine centrarea lui Georgescu spre Alexandru Nicola. S-o centrare lungă. Intrat în minutul 95. Andrei Bucur se pregătește de o nouă degajare. A avut acea ezitare în prima repriză, însă a reușit să își revină rapid. Tânărul portar al celor de la FC Argeș. Turda pentru Tofan. Tofan încearcă o acțiune pe cont propriu. Se blochează foarte bine Vladimir Georgescu. Reșița face 4-2 în duelul cu Concordia Chiajna. Festival de goluri la Reșița așadar. Dribling al lui Huideș. Vine centrarea. Și trimite peste poartă Cristică. N-a vrut să se complice portarul Alexandrei. Își cere scuze față de coechipierii săi. Anghelo va aștepta la capătul acestei centrări. Se pare că la Reșița scorul rămâne 3-2. A fost arătat între timp un cartonaj roșu pentru formația gazdă. S-a terminat și duelul de la Turnari. Gazdele au reușit să învingă pe Cixereda cu scorul de 1-0. La Mioveni în continuare 3-1 pentru CSM Mioveni în duelul cu Progresul Spartak. O reluare peste poartă a lui Adrian Scarlatache.
Mai sunt 20 de secunde din această partidă. Angajează Cristică. Dodoi faultează în atac. Nu, până la urmă a fost un foul făcut de jucătorul celor de la FC Argeș. A încercat Dodoi să surprindă cu această execuție rapidă. Mingea intrase în poartă și pentru Alexandria, însă arbitrul a revenit la lovitura liberă. Ultima fază. Execută Ovidiu Horșia. Ovidiu Horșia datează execuția, iar în acest moment fluier de final. FC Argeș reușește să câștige duelul cu CSM Alexandria cu scorul de 4-0. Eu am fost Alexandru Zmiu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestei transmisiuni. Ne revedem la următoare transmisie. Este încă un eșec pentru CSM Alexandria, însă vă așteptăm la următorul joc, joi, 28 septembrie, ora 18:30, aici, la Stadionul Mădurele, în Discuta, CFR Cluj. Următorul meci în campionat.